găsit tuturor la știri, sunt Onelia Pescaru. Regia Autonomă de Transport Brașov a asigurat de la 1 iulie transportul pe rutele Ghimbav, Sâmpetru, Bot și Prejmer. RAT va introduce autobuze și pe traseul Brașov-Codlea și retur în aceeași perioadă. Edilii din Codlea au aprobat recent un proiect de hotărâre care prevede introducerea unei linii de transport pe acest traseu. În perioada următoare se vor stabili prețurile biletelor și ale abonamentelor pentru transportul în comun pe traseul Brașov-Codlea și retur. Este un prim pas spre normalitate în privința transportului public de persoane. S-a aprobat proiectul de hotărâre prin care transportul pe ruta Codlea-Brașov va fi preluat de către Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Brașov. Urmează ca în viitorul apropiat să fie stabilite toate condițiile de transport, inclusiv prețul unui bilet. Serviciul de transport public local se va face cu autobuze începând de la 1 iulie. RAT asigură de la începutul acestui an transportul pe traseul Brașov-Cristian. Din iulie, operatorul de transport ar urma să introducă autobuze către Ghimbav, Sâmpetru, Bod, Prejmer și Codlea. În 2018 au fost verificate peste 6200 de unități de către inspectorii din cadrul Direcției Sanitar-Veterinare pentru Siguranța Alimentelor Brașov. În anul precedent au fost soluționate și finalizate un număr de 94 de cazuri prin sistemul rapid de alertă pentru alimente și furaje. Astfel au fost identificate produse neconforme din punct de vedere microbiologic și infestare cu paraziți. De asemenea, au fost găsite alimente care prezentau corpuri străine sau care aveau reziduri de pesticide, metale grele și micotoxine. Inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare pentru Siguranța Alimentelor Brașov au aplicat în 2018 188 de amenzi contravenționale în valoare de aproximativ 420.000 de lei. De asemenea, au fost date 335 de avertismente și au fost confiscate peste 4 tone de produse alimentare. Ce a reprezentat un an care a presupus o luptă de prevenție vis-a-vis de pesta porcină africană și mă refer la faptul că județul Brașov este înconjurat de focare, mai puțin Prahova. Asta a presupus o activitate sprijinită de instituția prefectului împreună cu instituțiile de forță și mă refer la poliție, jandarmerie, care a presupus controle în trafic, care a presupus întoarceri de mijloace de transport cu animale, cu produse. Pot să trag linie și să spun că, într-adevăr, echipa DSVSA Brașov și-a făcut datoria. Există anumite riscuri care o să le confruntăm în perioada următoare? Sunt ceva riscuri la curiozitate? Suntem permanent supuși unei presiuni de tip risc, mai ales pe transmiterea bolilor de la animale la animale și mă refer în primul rând la pestă porcină africană. Suntem în alertă pentru că boala n-a fost stinsă la nivel național. Reprezentanții DSVSA au efectuat peste 1000 de controle în trafic în ceea ce privește transportul de produse și carne de porc. 33 de primari din țara Făgărașului, acum administrativ în două județe, Brașov și Sibiu, rup barierele artificiale ridicate de partidele politice. Unii sunt liberali, alții sunt pesediști și vorbesc o singură limbă, aceea a administrației locale, a necesităților reale ale oamenilor care i-au votat. De fapt, limba Europei civilizate, a proiectelor inteligente finanțate cu bani europeni, a banilor de care fug doar cei obișnuiți să fure, să nu dea socoteală sau să nu prea muncească. În locația feerică a cetății Făgărașului, restaurată cu bani europeni, prima femeie din România, comisar european Corina Crețu, pune pe masă cifrele și proiectele microregiunii Țara Făgărașului, 800 de milioane de euro. Investiții uriașe pe infrastructură, drumuri, apă, canal, transport, sănătate. Brașovul este motorul economic al regiunii centrale. Pe de altă parte, Sibiul este unul dintre cele mai importante centre culturale, nu numai din România, dar și din Uniunea Europeană. Iar Făgărașul este orașul cu un potențial foarte mare, care a înțeles că fondurile europene reprezintă o șansă extraordinară pentru dezvoltare. Administrațiile încep să înțeleagă că numai așa se rup de dependența politică de guvern și de București și fac, în sfârșit, lucruri spectaculoase pentru oameni. În primul rând, modernizarea transportului urban, dezvoltarea infrastructurii de sănătate, eficiența energetică, susținerea mediului de afaceri și crearea de locuri de muncă, infrastructura de apă și canal. Și bineînțeles că fondurile europene vor continua să sprijine dezvoltarea acestei regiuni în continuare.
Pro-România înseamnă pro-Europa, spune fostul premier Victor Ponta, mândru că cea pe care a susținut-o acum 5 ani pentru funcția de comisar european, Corina Crețu, deschide lista pro-România pentru Parlamentul European. Comisar european, adică responsabil peste 500 de milioane de cetățeni europeni din 28 de state. Am crezut și credem și azi că pentru România apartenența la Uniunea Europeană este cea mai importantă realizare de după 1989. Cu nou proiect politic pe care l-am pornit și la care mă bucur foarte tare că i-am alături pe Corina Crețu și pe Ioan Rus și alți oameni de același nivel. De fapt, e un proiect social-democrat pro-european care încearcă să oferă o alternativă la ceea ce se întâmplă azi, din păcate, cu partidul din care toți am făcut parte și din care niciunul n-a plecat de bunăvoie. Am doar să o rog pe Corina în fața dumneavoastră să fie prima care semnează pe lista susținătorilor și eu o să fiu al doilea. Iar dincolo de amărăciunea desprinderii de partidul căruia i-a dedicat 30 de ani din viață, dintre care 13 la Bruxelles, Corina Crețu spune că rămâne fidelă, prin educație, oamenilor de calitate din orice partid ar fi ei, cu care poate construi României prin caracter și social-democrației, prin structură sufletească. Prevenirea consumului ilicit de droguri însumează totalitatea activităților desfășurate de instituțiile abilitate în scopul întârzierii debutului consumului de substanțe interzise, a evitării acestuia și a trecerii la un tipar de consum cu risc crescut, în contextul general al promovării unui stil de viață sănătos. Consumul de stupefiante a ajuns să reprezintă și în țara noastră un fenomen de amploare aflat într-o expansiune îngrijorătoare. În prezent, prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri sunt considerate o prioritate națională, dar și o necesitate a comunității. Misiunea Agenției Naționale Antidrog prin Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Brașov este de a coordona, evalua și monitoriza politicile în domeniul prevenirii și combaterii traficului și consumului ilicit de droguri, precum și al asistenței integrate a consumatorilor aplicate de către instituțiile cu atribuții în domeniu. Conform ultimelor studii, se pare că, într-adevăr, vârsta de debut a scăzut. Dacă până acum vorbeam de zona liceelor, acum începem să vorbim și despre ciclul gimnazial. Profilul, de regulă, sunt băieți cu vârstă cuprinsă în anii anterior 20-30 de ani, acum vârsta a scăzut către 16 ani, din familii posibil monoparentale, dar nu este o regulă. Autoritățile spun că în perioada următoare vor desfășura mai multe acțiuni pentru combaterea acestui fenomen. Cred că pot altfel. Pot altfel. Cannabisul este un drog de risc. Informează-te! Cea de-a patra ediție Alpin Film Festival începe astăzi cu un film de Oscar. Documentarul american Free Solo, produs de National Geographic, va putea fi vizionat de la ora 19 la aula Universității Transilvania. Filmul urmărește performanța starului mondial alpinistul Alex Honnold, cunoscut drept cel mai bun cățărător din lume. Different to be up there without a rope. It's obviously like much higher consequence. People who know a little bit about climbing, they're like, oh, he's totally safe. Considerat cel mai bun film despre alpinism făcut vreodată, despre performanța lui Alex Honnold, foarte cunoscut pentru stilul său free climbing, care a urcat un zid perfect vertical de 1000 de metri, are El Capitan în Yosemite, a urcat fără asigurare, fără frânghie, fără nimic, numai în degete și în picioare. Este ceva, filmul pentru cei care vor veni le vor da fior, că nici vine să duci mâna la loc, să nu te vine să crezi că omul ăla are un hău de 600, 700, 800 de metri sub el și nu are nicio frânghie, se ține doar în puterea degetelor, în picioare. Este ceva extraordinar. Festivalul de cultură și educație montană se desfășoară anul acesta în perioada 26 februarie-3 martie în trei locații, Brașov, Predeal și Bușteni. Intrarea la toate evenimentele este liberă.
Se caută personal pentru creșele din Brașov. Serviciul public de administrare organizează un concurs pentru ocuparea a 4 posturi de îngrijitoare de copii și a unui post de educator, toate pe perioadă nedeterminată. Dosarele de înscriere se pot depune până pe 4 martie la sediul instituției din Brașov, de pe strada Mecanicilor, numărul 7. În acest moment, la Brașov există 8 creșe cu un necesar de 155 de îngrijitoare și 36 de educatori. Reprezentanții serviciului depun eforturi pentru găsirea de soluții în acest sens. În cele 8 creșe sunt 805 locuri disponibile, iar în acest moment sunt înscriși 1158 de copii. Încă 550 de cereri înregistrate pentru solicitare de locuri în creșe sunt în așteptare. Pentru posturile de îngrijitoare, pe 19 martie la ora 10 va avea loc examenul scris, iar pe 21 martie, tot la ora 10, proba interviului. Pentru postul de educator, examenul scris va avea loc pe 20 martie la ora 10, iar interviul în 22 martie 2019, tot la orele 10. Documentele și condițiile de participare la concurs sunt publicate pe site-ul instituției www.creșebrașov.ro și sunt afișate la sediul SPAC. Relații suplimentare se pot obține de la compartimentul Resurse Umane la numărul de telefon 0268 421 069. Este timpul să urmărim acum ultimele informații din sportul brașovean. Sezonul regulat al Erste Liga a ajuns la final, în curând urmând a debuta faza play-off-ului. Corona Wolves a terminat master round-ul primei faze a campionatului pe locul 5 cu 11 puncte și o va întâlni în prima fază a play-off-ului pe rivala SC Miercurea Ciuc, în sistemul cel mai bun din 7 jocuri. Primele partide ale lupilor vor avea loc în deplasare pe 28 februarie și 1 martie. În celelalte meciuri ale sferturilor de finală ale Erste Liga se vor întâlni Ferencvaros cu Vienna Capitals 2, UTE cu Feyenoord Tonok și DeDebrecen cu HC Gheorgheni. Patinatorii de viteză ai Coronei au reușit să obțină numai puțin de 14 titluri de campion național la recentul campionat de patinaj viteză pe probe și poliatlon desfășurat la Inzell în Germania. Sportivii antrenați de Bogdan Stănescu au avut și de această dată o prestație excelentă, urcând de 14 ori pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, de 12 ori pe locul 2 și de 7 ori pe locul 3, adunând astfel un total de 33 de medalii în Germania. La finalul competiției cu care s-a încheiat sezonul 2018-2019, antrenorul Coronei Bogdan Stănescu a declarat că este mulțumit de ceea ce au realizat sportivii lui, atât la campionatele naționale, cât și la cupele mondiale sau la campionatul mondial. Vă reamintim că în acest sezon, la cupele mondiale și la campionatul mondial, patinatoarea Coronei, Mihaela Hogaș, a câștigat argintul în Finlanda, bronzul în Italia și s-a clasat pe locul 7 în Polonia. Toate clasările au fost obținute în proba de 500 de metri. La știrile mixte vă este vremea pentru vreme. La Brașov, în următoarele 24 de ore, vom avea parte de vreme rece. Minimele nopții vor coborî până la pragul de minus 1 grad Celsius și sunt posibile averse de ninsoare. Maxima termică a zilei de mâine va ajunge până la 3 grade Celsius, iar cerul se va menține acoperit. Doamnelor, domnilor, acestea au fost cele mai importante informații locale de astăzi la Mix TV. Doi invitați speciali la Mix Actual, Victor Ponta și comisarul european Corina Crețu. Onelia Pescaru sunt, rămâneți în continuare alături de programele noastre. Pe curând, toate cele bune!